La parchetul judecătoriei Brașov, din cele 28 de posturi de procurori, doar două treimi sunt ocupate, iar în următoarele luni, patru anchetatori ar putea pleca la alte parchete. Unitatea se confruntă cu un volum uriaș de muncă. Având în vedere fluctuația de personal și creșterea numărului dosare, vă dau un exemplu pe anul 2022, spre exemplu. Au intrat circa 14.000 dosare și cam 10.500 de dosare soluționate, însă, raportat la numărul de procurori disponibili în momentul respectiv, au fost cam 2.522 dosare pe procuror, în contextul în care media pe țară este de 1695. Schema, dacă ar fi în mod ideal ocupată integral, ar presupune 1531 de dosare pe procuror la o medie de 1202. O parte din dosare sunt preluate de parchetul Tribunalului Brașov. Numai în primele 6 luni al acestui an, la parchetul lângă tribunal, cu un efectiv de personal deja mult redus, au fost preluate circa 800 de cauze. Scopul fiind acela de a veni în întâmpinarea persoanelor care apelează la justiție, ca serviciu public, și pentru ca problemele lor să-și găsească mai rapid rezolvare și să ajungă pe masa unui judecător, dacă este cazul. În acest moment, din cele peste 3.000 de posturi de procurori prevăzute de schemă la nivelul întregii țări, 903 sunt vacante. Deficitul este de aproape 30%. Peste 20 de parchete funcționează doar cu un procuror încadrat. La parchetele din Măcin și Insulăței situația este și mai gravă, pentru că din cele 3 posturi prevăzute de schemă, toate sunt vacante, iar unitățile funcționează cu procurori delegați. Consiliul Superior al Magistraturii susține că măsura eliminării posturilor vacante din sistemul judiciar va duce la un blocaj, iar efectele ar fi multiple. Adoptarea măsurilor preconizate va duce la desființarea unor instanțe sau parchete, care astăzi funcționează exclusiv prin delegarea unor judecători sau procurori, în timp ce altele vor funcționa doar cu unul sau doi judecători ori procurori, fiind imposibilă asigurarea activității acestora cu respectarea tuturor exigențelor impuse de lege. Posturile vacante în prezent în sistemul judiciar nu reprezintă un surplus dispensabil, ci constituie expresia unei situații de criză cu care sistemul judiciar se confruntă de mult timp. Soluția firească pentru atenuarea acestei situații fiind nu aceea de eliminare a posturilor vacante, ci, dimpotrivă, aceea de ocupare a lor în cel mai scurt timp, a transmis CSM. În plus, dacă măsura va fi adoptată, anumite unități care funcționează ca birouri, precum structurile teritoriale ale DICOT, ar putea fi și ele desființate, susține parchetul general, care i-a cerut ministrului justiției să intervină. Un alt efect va fi blocarea angajărilor, dar și a promovării magistraților la parchete sau instanțe superioare. În cazul instanțelor, deficitul de personal este de peste 22%, cu mai bine de 1.000 de posturi de judecători vacante din cele peste 5.000 prevăzute de schemă. La judecătoria Craiova, mai bine de o treime din cele 62 de posturi nu sunt ocupate, iar 6 judecători ar putea pleca la instanțe superioare în perioada următoare. La judecătoria Craiova, în medie, se intră cu un număr de 80-100 de dosare pe ședință, dar au fost situații în care colegii au intrat și cu 170 de dosare pe ședință. Din moment ce numărul de judecători scade, iar numărul de dosare este în creștere, complexitatea dosarelor de la un an la altul este din ce în ce mai mare, este firesc să avem mai multe dosare de gestionat într-un timp destul de scurt. Justițiabilii sunt primii afectați. Actul de justiție va fi afectat prin posibilitatea lungirii termenelor. Se vor da termene mai lungi. Consiliul Superior al Magistraturii și Parchetul General au cerut public guvernanților ca sistemul judiciar să fie exceptat de la aplicarea măsurilor dacă vor fi adoptate.